6-3, bă, băiatul. Hai, lasă figurile astea, că 15. Nu, hai, ai avut mai mare, la dă-i drumul, hai. Hai, bun găsit, dragi prieteni, ne cerem mii de scuze. Sunteți la Aspugro, nu în 5.000, 3-1. Stai cu minte, mă, 5-1. Eu cum merg, așa? Așa, așa, dar n-am mai avut loc în 5.000 și am zis să... Dragi prieteni, după cum puteți vedea, jocul de table se dispută din cele mai vechi 6-1. Dispută din cele mai vechi timpuri. Ați văzut ieri aici la Aspugro live... Cum, hai că te-am închis, 4-1. Stai cu minte. Ce stai faci? Cu ea. Le numeri? Le numeri. Ați văzut, ieri am avut doi invitați de marcă, nu? Din cei șapte care au format lotul național campion mondial. Doi au venit aici, unul dintre ei profesor de matematică, nu profesor, doc, 6-2, ce te uiți la ele, îi pui mută. Așa. Hai să te văd. Așa. Unul dintre ei a venit și ne-a spus că Danemarca, atenție, care era campioana mondială antitră la jocul de table, iau pasta 5-1. A introdus jocul de table. A introdus în școli. În școli, Danemarca. A spus, domne, este un joc al minții și e normal. Ia să vedem cum gândim. Ia dăm 4-1. Ce am făcut? Dat zacal. Ia să te văd acum. 1 și 4, ia. În 8 secunde, invitatul de ieri a analizat toate mutările. Lasă-mă, vezi că ești pe bancă. Auzi, dar știi ce m-am gândit? Și am venit, ia zi, am venit cu o idee genială, eu cu Silvica. Am zis așa, fiți atent. Domnul Sorin Câmpeanu să apară frumos la televizor. Oprește-o un pic, acum ai chestie serioasă. 6-1, stai acolo. La 1 aici și 6, dacă vrei. Să vină domnul Sorin Câmpeanu la o conferință de presă. Vorbesc la modul cel mai sincer, acum înainte de începerea școlii. Cu microfoane acolo, pac, 10-15 microfoane, cum se îmbracă lumea lui la costum, cu ochelarii aia cu ramă de aur, și să vină să spun așa, domnule, uite, am venit cu o idee genială, nu râdeți, că acum toți, am vrea să introducem obligativitatea jocului de table în școli. De ce? Pentru că el dezvoltă gândirea, da? Este un joc așa, 1-4, să existe, da? Pac, fără semințe, fără, da? Doar oricum, cu joc. Fiecare copil... Să ia o tablele de acasă de la tata? Are, orice tată are acasă o tablă. Să le aducă la școală? Că n-ați găsit voi de ce să vă hăhăiți. Gândiți-vă foarte bine. Dacă șahul este un joc al minții și omul ăsta care era profesor, care era profesor de matematică, doctorant cu calculul probabilităților, cu permutări de X luate câte și așa mai departe, a spus că el gândește în 8 secunde, nu știu cum, și danezii au băgat. Adică Hamlet a șcat tablele dintotdeauna, ca să nu mai lungim. Hamlet, uita, să vede și poza din spate. Asta e ceva, un Rembrandt, un ceva, un... Nu contează, da? Jucau table și fetele și băieții, toată lumea. Hamlet, la viața dumnealui, juca table. Sirena aia care șade, știți că au o sirene acolo la Copenhaga. Uitați-vă. Să mai băteau, Deci table s-au șcat întotdeauna. A venit proful de matematică și a spus că le-a adus o frescă din Pompei, le-a arătat o frescă din Pompei. Băi, Pompeiul, Herculaneu, vorba aia, Vezuviu, 7-7, cât a fost. Jucau table și atunci noi ne-am gândit așa. Avem probleme în școală, că acum, Doamne ferește, cu COVID-ul, cu asta. Dar ce frumos ar fi ca pe lângă... Ora de table. Ora de table. Nu ora de educație fizică. Ora de table. Pe lângă ora de tehnologie, alea de integrare socială, muzică, desen și ce mai e acum la școală? Să ai un profesor de table. Să se ocupe ministerul, că să fie... Ar trebui să fie, scuză-mă, sport național. Pentru acum, oricum suntem campion mondial la table, ar trebui tablele să fie sport național. 5-5. Vai, dar tu ai mai jucat? Două și alte două, când era nimic în spatele blocului. Spus, nu? Deci, nu backgammon, că ducem de... Da? Doar table. Gândiți-vă foarte ușor, nu mișca de acolo. Gândiți-vă doar atât. Mai sunt și... senatori, deputați care n-au venit niciodată cu un proiect de lege, cu nimic. Acum e ocazia. Deci, danezul are introdus în școală tablele pentru dezvoltarea minții și devine campion mondial, deci cel mai bun din lume pe table. Noi suntem campioni mondiali, ce ne lipsește? Introducerea tablelor în școală. Mai am o idee. Cine pierde, îi face tema celuilalt. Bună și asta! Uitați-vă, deci sportul acest sport se poate juca la orice vârstă. Hai că e sărbătoare și ne așteaptă mici. Sănătate, Doamne ajută, obligativitatea tablelor în școală. Următorul proiect pe care noi îl propunem. Sănătate, numai bine, marele și dubla mută.